Noi lucrări de modernizare a infrastructurii rutiere sunt în plină desfășurare. Locuitorii din Grozești scapă de praful de pe drumul județean 607A. Lucrările avansează într-un ritm alert, iar până la începutul lunii august se va termina de turnat primul strat de asfalt pe primii 16 km din lungimea întregului tronson. Lucrările de modernizare a infrastructurii rutiere în Măiedinți se află în plină desfășurare. Un alt drum județean va fi reabilitat. Este vorba despre drumul județean 607A. Până în acest moment, asfaltul a fost așternut de-a lungul traseului care traversează satele Păsărani, Șușița și Grozești. Această investiție a fost realizată cu ajutorul Consiliului Județean Măiedinți. A început asfaltarea în comuna Grozești încă de săptămâna trecută. Am venit acum a doua oară să văd modul în care s-a lucrat în această săptămână. Într-adevăr, așa cum mi s-a transmis de la început că se va lucra zi și noapte, chiar s-a lucrat zi și noapte, cu o întrerupere totuși de aproape două zile cât a plouat torențial și efectiv nu s-a putut asfalta. Totuși au înaintat destul de bine, au deja 6 km pe ambele sensuri de circulație și încă aproape 3 km pe un sens. Astăzi se vor întoarce către Șușița din satul Păsărani. Evident că oamenii sunt mulțumiți, un vis al lor care, iată, încet, încet se îndeplinește. Din discuțiile pe care le-am avut cu reprezentantul constructorului și cu echipa mea de implementare de la Consiliul Județean Măiedinți, cred că dacă se lucrează în ritmul ăsta, până la sfârșitul lunii iulie, începutul lui august, vom termina de turnat primul strat de asfalt pe primii 16 km, rămânând celălalt tronson de 10 km să-l facem mai târziu către Strehaia. Locuitorii din Grozești sunt mulțumiți de această investiție. Praful de pe drumul județean 607A va fi o amintire, putând circula în cele mai bune condiții. Asfaltul, cum putem să spunem, că e foarte frumos, foarte bine și nu mai avem praful. Praful care era aici, nu mai avem praful în casă. Noroi, nu mor, nu avea ce, noroi. Făceam de acolo, de unde ați venit dumneavoastră, de la asfalt, de la Gorj, făceam până aici, făceam o oră cu mașina. Dacă făceam o oră, adică mai mult. Județul Măiedinți este un șantier în lucru, investițiile fiind direcționate către toate domeniile, iar cetățenii județului nostru vor beneficia de condiții mai bune de viață. Deci, cu siguranță putem spune că Măiedințul este pe drumul cel bun.